Odată cu împlinirea a 96 de ani de la Marea Unire în memoria regelui Ferdinand I și a reginei Maria, altețele lor regale, principesa moștenitoare Margareta și principele Radu, au plecat într-o călătorie simbolică. Trenul regal a oprit în acest an și în Ploiești, la Gara de Sud. Ploieștenii au venit cu mic, cu mare, să salute membrii familiei monarhice, scandând numele regelui Mihai. Principesa Margareta și principele Radu, însoțiți de invitații lor împreună cu oamenii prezenți la eveniment, au adus un omagiu întemeietorilor României mari. Trenul regal se va întoarce în această seară în București, după ce sâmbătă a oprit în Sinaia, iar astăzi a ajuns până la Focșani.